Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5, ultima oară, ce am făcut noi ultima oară? Na, ultima oară i-am explodat capul lui Jay Norris, i-am plantat acea bombă, să zic, un telefon și i-am sfeclit capul, deci pe scurt i-am belit capul, i-am făcut capul praf, i-am făcut în toți termenii voi, în toți termenii posibili. Și asta ce facem, mă? Bă! Bă, tu vrei să-mi fură apa din piscină, mă? Bă, tu vrei să-mi fură apa, mă? Bă! 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 Mamă, ce noroc ai că nu pot să dau un pumn în gură. Ce noroc ai, ai scăpat-o, dar lasă că vine și vremurile grele. Așa, și hai să ne ducem acum cu Hannibal. Așa. Și vedem ce misiune avem cu acest Hannibal. Negru, Hannibal negru și rău. Că zic Hannibal, mă gândesc la ăla din desenul ăla, Shaolin Showdown. Mamă ce șmecher era, deci era super marfă. Și aia să circulăm și noi regulamentar, deci trebuie să respectăm regulile de circulație. Suntem aici pe Magheru, pe, nu Magheru Goncea, Ghencea, o să știu cum Goncea. Și ăsta văd că doarme, de ce doarme, bă, de ce doarme, bă, pe tine? Bă, grasule, nu... Pai, verde și te duci, bă, tăte, dracu. Țăran infectat. Așa, și acum trebuie să mergem acum la Franklin. Uitați voi, bă, uitați-vă, când este roșu, ăsta a trecut ca bopă roșu. Noi așteptăm frumos să facă verde. Așteptăm, nu e niciun fel de problemă. Ci că i-am Franklin, eu gata, așa, văd. Nu știu de, put some time at the range if you can. Eu trec pe roșu, că până se pune ăsta verde trece jumătate de oră. Așa. Deci, ce să mai spun? Am văzut că episodul de ieri chiar a fost, bă, a fost unul dintre cele mai bune episoade din GTA 5. Și văd că, bă, la ce te uiți, mă? Bă, la ce te uiți, mă? Bă, ești mecher, mă? Bă, e futu-s capul, măti. Ha, mă, hai, bate, mă. Atunci, bă, veniți după mine? Ce faci, bă, că îți dau un pumn în cap? Na, și tu, mamă, ce stâng e. I-a intrat in nebun. Te ridici, bă, bă. Stai, dracu, jos. Stai, mă, jos. Mamă, știu. Stai, bă, jos. Ce vă uitați, mă? Ce te uiți? Mamă, ce-a intrat, mă, știu. Aulă, bă, gata, bă, hai, mă, gata, mă, cum mi-ți, gata, 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 gata. Bă, la adevărul este că aici, că în jocul ăsta ai atâta libertate să faci ce vrei tu. Nu știu, ești micier. Așa te faci, freerom. Am călcat și o pisică, dar nu-i bai. Aici văd că sunt numai pisici pe aici. Ce faci, fă? Așa. Deci ai că... Arestarea lui Hannibal. Hannibal este băiat foarte rău. Așa. Am un mai scăpă o dată de poliția asta. Aoleu. Nino, Nino. Aici, la... Sau de o salvare. Mamă, ce-mi plăcea să aud așa salvările, sau salvările când era mic. Mamă, ce-mi plăceau. Nu știu, era șmeche, nu e că șmeche, mă rog, șmeche pentru mine, dacă le aud, dar pentru ai de alții nu erau prea bine, că pentru cei care era, pentru cel care era pe, în acea... Mamă, cu circul ăștia să-mi bat piciorul. I want to break free. Mă mă ce am. Hello. I don't wanna know. Franklin, what the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. So you stay? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's bizarre. What's up, fool? With it, man. Oh, no, no. Show some disrespect. Here, nigga, that man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another one. All right, good. More pictures than I give.
Dar tot să chiar n-am chis să aud. Să văd ca tinul de-asta cu negri. Așa și... Mi-am dat acum un film jos, un, sau nu un film, un serial, Hannibal. Nu știu dacă ești mic, că a văzut că s-a uitat asta Cosmin la, la el și că ești mic. Iar acum nici nu știu ce să fac, să o să descarc, probabil l-a descărcat primul sezon. Dar oricum, Arrow și asta chiar m-au ținut pe scaun, adică a avut poveste, chiar m-a captivat după primul episod. Adică vă dați și voi seama că dacă eu, na, și mi-am dat jos și o dă 100, care iarăși așa, băi, sincer să fiu, 200 nu m-a captivat chiar atât de mult cum m-a captivat Arrow sau The Flash, nu știu. Și e vorba de 100 de copii care au fost trimis pe pământ în urma unei explozii nucleare care s-a petrecut pe pământ și mă rog, e, cum se cheamă, e ok, adică film, serial, nu știu ce să zic. Să mă uit, să văd ce se întâmplă. Și dar să fiu sincer, nu m-a captivat atât de mult cum m-a captivat Arrow. Ai, The Flash, ai să zice că e simplu, dar să zicem ăsta Arrow a fost chiar super bun. Adică na, și actorul a fost ales, deci Jujuka a joacă ăsta Oliver Queen, dă să-mi bat piciorul. E super, dar... Păcă că nu mai sunt seriale așa, o să apară în octombrie, o să apară The Flash sezonul 2. Și chiar în ultimul episod din The Flash chiar te lasă cu gura căscată, adică na... E... Tu știi cum te lasă ăla? Pa, mamă. Și zic că o să apară și sezonul 4 din Arrow. Dar nu știu ce a mai putea să mai bagești, adică nu știu... Ce minți criminale ar mai putea fi în Arrow, în Starling City? Taram, param, papam, 23 de piesuri. Ieri am văzut mai filmez o parte din tot partea asta, dar aveam lag. Deci aveam un lag de la mare. A, deci am ăsta și mai am și shotgun-ul și mai am și pistol. Bă, eu zic că... Eu cred că o să iasă cu... flăcări. Pe aici, așa. Dar de când suntem noi prieteni cu ăsta, mă, că tocmai l-a răpit. Da, tocmai ce-am zis eu. Și asta, mă. Mamă, vin balași. Mamă, bă. Așa de dur ești, mă. Bă, durule. Bă, nebunule. Aolo. Stai să-mi pun sica cu apă mai așa că mă tem cu o răstor pe terută. Hai, mă, veni data ta. Zici că chiar... Ce vrei, mă? Bă, Carl Johnson, bă! Stai jos, bă! Hai, du-te tu, fetițo. Fac! Păi, ești nebun? Bă, te ridici de câte ori să-ți trag? Mor dracu! A, mă. Ia uite, mă, ce afaceri, fabă. Bă, omule, sunt tare. Haideți, băi, hai să-i mărâm pe ăștia, hai să-i mărâm pe fraieri. Dai, niga. Dar hai să folosim și shotgun-ul, pentru că nu vreau să consum chiar toată muniția de la început. Vreau să mai am așa în caz de, eu știu...
Hai că m-am descurcat bine, nu? Right behind you. Vai că mă duc eu primul, că ați fost voi în fața mea. Și acum mă duc eu. Tu-s morți, bătii! Mamă, tu ceapa mă uite să-ți fut. Fazi că nu pot să dau cât lâcă, îmi dă creș. Am văzut un crack pentru ăsta, dar o să-l iau. Dar nu acum, adică nu acum, nu. O să-l iau, dar cred că niciunea viitor o să fie. Dar unde sunt? Mai bine la un minigun. A, aici sunt, mă. Bă, fraiere, te-am omorât, stai dracu jos. Așa. Bă, satană, ce m-am speriat. Viață, viață, dă-te, bă. Așa, hai, gata, acum pot să fiu Rambo acum. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Hai să mai iau și munții de la ăștia. Tarampa. Bă, eu nu cred că o să fie o idee bună să trec pușa, că am o simțire. A, mă rog, fie ce-o fie Rambo. A, Sparta. Aulu. Gata, mă, gata, m-am descurcat. Întotdeauna să trageți la pilot. Că acolo, dacă ai uitați deja, pilot, deja gata, poți să... Hai, mă, nigalăule. Și nu știu ce dracu are, deci nu pot să mă castră pe bloc. Pe asta, pe scară. Deci la orice mi se întâmplă și urăsc faza asta. Mamă, dar nu pot să... E la Michael, era mai bine acum. Da, e Franklin. Și nu pot să fac, că... Na. M-a cerat să cădici nebun. Și bun, acum cum scăpăm de poliție? Ha, mă! Hai, bre! Așa. Ha, mă! Deci, hai! Fugi! Ha, mă, repede că... ne omoară ăștia, dracu! Și nea, acu câinilor, cum scăpăm noi de poliție? RICPD, mamă, ce gata, deja intru în panică, bro. Hai mă să scăpăm de bulangii ăștia, mă. Ce infentez pe bulangii ăștia, bă, ești nebun. Bă, ești dromader. Bă, ești bulangiu. Vrei să mă omorâți? A, mă, bă, cât mai e să scap de... Paolo! Mamă! Ați acoperit toată braza de vadare și sunteți de bun la cap. Hai că... fuck! Pare rău, dar asta e viață. Stai că așa. Fac eu acum o șmecherie. Bă, ai că aici misiunea asta a fost chiar faină cu condusul, adică... Dar m-am cele mai șmechere drumuri am făcut, adică măcar m-am ciocnit toate străzile la focarul meu. Mai puțin asta de aici care m-am ciocnit ca ultimul bou, dar rest e bine. Ha, mă, hai să scăpăm că fug de jumătate de oră de ăștia. Așa, vedeți, mă, ce înseamnă să scăpați de poliție. Wow. Și acum mă recem la Franklin House, și mare brută, ce-am realizat, deci misiunea asta a fost handicapată rău, deci m-am dus la
m-am dus la tipul ăla la warehouse sau cum se cheamă. După aia au venit bala și am pus câțiva bala și după aia ne-am blocat în mașină și apoi i-am scăpat de puții. Și care a fost mare afacere, nu înțeleg. Adică și ăștia tot timpul vorbesc în mașină, adică nu, nici nu pot să vorbesc, știi, adică trebuie să te fii tăcut doar când trag să vorbești, știi? Na, asta-i GTA-ul. Mam, băi, e nebun. Și aici ne oprim. Sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Deci, cam asta totul pentru acest episod. Nu uitați, vă abonați, dați like, comment, share și subscribe dacă vreți, dacă doriți. Și da, un like, un comment, așa. Și, na, și vă spun la revedere, o zi bună.